astăzi la Nino Nino se întâmplă un eveniment frumos și fericit. Unde e? Marina Carina Peștișor împlinește frumoasa vârstă de 2 anișori. Nu așa? Bravo! Bravo! Ia să vedem! La urmă te întreb. Perluța! Bună ziua! Ce urezi tu, colegii tale, Miruna, Carina, Cristin? Când ne apucă seara până-i termin numele de spus. Da, ce urezi tu de ziua ei? Îi urez multă sănătate și să aibă cadouri multe, 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 să fac o piscină. Da, având în vedere că noi o am botezat o peștișor, așa, ce te inspire pe tine ca să-i spui ceva despre peștișor, așa cum este ea, că e cam tăcută. Nu știi. Știi sau nu știi? A, știu eu o chestie, că da, să zic. Pui rechi se mănâncă în burta mamei. Ce? Pui rechi se mănâncă în burta mamei. No. Dar ai gata pești. Ai spus doar într-o zi. Să taie partea asta, da? Ai ceva să spui sau nu? Am ceva să spun. Ia spune. România asta are prețurile prea scumpe. Prețurile prea mari. Și ce propui? Și ce propui? Ne vindem sufletului, nu știu. N-ai sugestii, nu? Astea sunt mai bune decât prăjiturile, din păcate. Astea sunt și dulci. Te-a întrebat cineva ceva? Nu. Ana, mai spui ceva sau nu? Vreau să scadă prețurile. Să fie odată Black Friday. Așa, să fie gratis totul. Da? Bun. Mai vorbim pe chestia asta, da? Bună ziua, Alma! Bună ziua! Bună ziua! Da, mă seam! Atât? Și mai ce? De crești mare! Ceva frumos! De crești mare! Câine! Și mai ce? Bine, mulțumesc! Zici mulțumesc! La mulți ani! Așa vreau! Cristina Ana Maria Paraschiv, spune și nouă cuvinte despre poeta noastră. Ea e poetă, dacă nu știi. Mi se pare că mi-a spus să îi urez să fie sănătoasă în primul rând, la mulți, mulți ani înainte și multe realizări, pe plan școlar, la familia, pe tot ce își dorește ea. La mulți ani, sincer, la mulți ani. Mulțumesc, bine. Următorul, adică următoarea. Mira. Sănătate și fericire. Bine, mulțumesc, Nira! Și asta a venit de curici. Sper ca poeziile ei să fie foarte îndrăgite, nu doar de noi, ci de toată lumea. Din întreaga lume și aia de la Polul Nord, de eschimoși, când vor citi, să topește zăpada. Bravo! Mulțumim! Ce spui tu despre ziua ta de naștere? A? E grea întrebarea sau o simplificăm așa? Ce urezi colegilor tăi, Marina? Păi, că și ei ți-au urat. Mă ține bine cu sănătatea asta. Mă sper să aibă multe împliniri în viață. Să-și facă de reprezentare. Și să păstreze în sufletul lor copilăria de asta. Asta e cel mai frumos dar și cea mai frumoasă urare. Clopoțico, care a dormit cu telefonul în mână. Ce ți-a intrat cu un virus în ureche? Mulțumim, Marina, și la mulți ani. Iar grupul artistic, Asociația Culturală Leviatan, prin acest proiect, prin acești copii, îți dorește exact ce am spus mai devreme. Să-ți păstrezi și mai ales să-ți păstrezi în suflet copilăria și mai ales talent la scris. Pană ușoară, se spune. Bine, mulțumesc!